Întreține în formă Mioara Velicu la cei aproape 77 de ani, nu o să vă vină să credeți. Frumoasa interpretă de muzică populară nu este adepta intervențiilor chirurgicale de înfrumusețare. De ce? Veți afla din interviul pentru Exclusiv VIP. Totodată, Mioara Velicu ne-a povestit despre starea de sănătate a bunului său prieten Benone Sinulescu și nu s-a sfiat să recunoască faptul că are deja pregătit locul de veci, pentru că nu vrea să-și lase fiicele să se preocupe de acest aspect. S-a arătat senzațional. Da, cu mâna așa arăt bine. Da, nu știu, poate că faptul că am stat tot timpul, toată vara la țară și toate cântările mele au fost prin zona Moldovei pe acolo, m-am simțit foarte bine, am avut spectacole pe litoral, nu pot să spun că am dus lipsă de spectacole, dar mi-aș fi dorit să fie și mai mult, pentru că eu mai pot încă să cânt și live, pentru că îmi place și pentru că am voce și pentru că m-a hărăzit Dumnezeu cu acest dar minunat. Și am să vin cât de curând la emisiunea voastră. Așteptăm cu mare drag. Vin pentru că să mă strâng de pe drumuri, pentru că, domnul Branco, eu am vie de cules, eu trebuie să fac vin, eu trebuie să fac magiuni, să pun zarzavaturi la borcan pentru la iarnă, că nu se poate. Păi am să vă întreb dacă pune și murături, adică sunteți... Înțeles că da, păi fără astea eu nu pot fără astea. Eu mănânc din primăvară, când am avut tablele alea cu ceapă, mi-am adus aminte când eram copilă, am luat pâinea în mână și m-am dus la tabla de ceapă. N-a trebuit, n-am spălat-o, nu nimic, am mâncat așa și de asta sunt bine. M-am vaccinat, n-am avut nicio reacție, sunt bine, sănătoasă, mulțumesc Domnului, să pot merge mai departe. Vreau să vă întreb cum vă întrețineți de arătați atât de bine. Care este secretul frumuseții dumneavoastră? Eu am trecut pe lângă dumneavoastră, erați îmbrăcată civil și nu v-am recunoscut. Mă, nu fac absolut nimic. Să știi că nu fac absolut nimic, pentru că m-ar da mâinile de gol dacă aș avea o operație ceva. Dar poate că trebuie să mă uit, nu totdeauna trebuie să mă uit ce este pe fața mea, ce e în sufletul meu, pentru că dragostea publicului m-a ținut și mă ține în continuare să fiu ceea ce sunt, nici jos, dar nici sus, pe la mijloc, și asta este extraordinar de bine. Aveți timp să mergeți la saloanele de înfrumusețare sau faceți acasă diverse tratamente, nu știu, creme, vă faceți singură produsele acestea? Nu, de ce să mint? Mai merg, am trei prieteni la tecuci cu manicură, pedicură și o cosmeticiană, dar fără, așa mai natural, nu că să-mi bag ceva în față sau ceva, că nu pot, că m-ar și durea, mi-ar fi și frică, sunt și în vârstă, anul ăsta fac 77 de ani, deci nu, mulțumesc, nu vreau așa ceva și nu mai are rost acum, pentru că știi că o femeie de vârsta mea s-a dus și a vorbit cu Dumnezeu și a spus: Doamne, să mă iei peste vreo 10 ani, să nu mă iei acum. Și ea, între timp, s-a dus la un medic, s-a operat, a făcut-o frumoasă și când a ieșit de acolo, a dat o mașină peste ea. Și a zis: Doamne, păi n-ai zis că mă iei mai târziu? Da, mă, dar nu te-am mai cunoscut. Apropo de chestia asta, am citit prin presă că dumneavoastră v-ați pregătit locul de vest sau ceva de genul acesta. Da, păi nu trebuie să faci, cred că la ora actuală trebuie în primul rând să te gândești de casa care va fi dincolo. Da, sigur, mi-am făcut locul de vești, de fapt a fost pentru bărbatul meu și am făcut și eu pentru mine, pentru că nu vreau să necăjesc fetele, să nu găsească atunci cine știe cum. Să fie totul pus la punct, să n-aibă niciun fel de grijă decât durerea că eu nu mai sunt lângă ele. Dar le-am spus și le spun în continuare, pentru că am auzit la cineva care a spus extraordinar de frumos că Maica Domnului nu ia dormirea, deci nu s-a dus Maica Domnului, s-a dus cu tot cu trup acolo sus. Dacă noi ne ducem cu sufletul și are Maica Domnului grijă de noi și Iisus Hristos, noi nu murim. Noi rămânem prin cântecele noastre, rămânem prin faptele bune care le-am făcut sau fapte rele, că de ce nu? Cine n-a făcut greșit să arunce cu piatra primul, știi? Nu pot să zic că am fost chei de biserică, dar nici nu pot să spun că am fost o femeie care să facă un rău la cineva. Ce relație aveți cu fetele dumneavoastră? Nemaipomeniți. Suntem trei surori. Nepoata mea, fata mea și cu mine suntem trei surori. Ele mă... nu că mă învață, dar îmi spun
cum să mă îmbrac, chiar dacă sunt mai în vârstă, pentru că am fost cu ani în urmă în turneu în Franța și cântam pentru vârsta a treia. Și n-am recunoscut că e vârsta a treia. Așa de frumos erau îmbrăcate și culori vii și astea. Nu trebuie neapărat să te îmbraci de acum, dacă ai trecut de o anumită vârstă, să te îmbraci în negru. Nu, să ai lucruri vesele pe tine, să te simți bine. Apropo de zicei, dacă mă duc la vreun salon de frumusețare, nu mă duc, pentru că eu am acasă la București 13 trepte de urcat sus în dormitor. Deci le cobor, le ridic, mă duc foarte des la bucătărie, la mâncare și cobor și iar le urc. Până acasă la țară am mezanin și pot să mă duc acolo. Mă simt extraordinar de bine. Mulțumesc lui Dumnezeu și doresc tuturor colegilor mei să fie sănătoși așa cum sunt eu. Uite, îmi pare foarte rău de Benoni, pe care le respect și pe care îl iubesc din sufletul meu, pentru că el m-a adus în București, mi-a dat cântece, am primul meu CD împreună de duete a fost cu Benoni Sinulescu și m-a ajutat enorm de mult. Și mă bucur că acum este mai bine și că vreau să ajungem în vârsta aia frumoasă de 90 și ceva de ani. Ați vorbit cu dânsul, cu domnul Benoni, după ce am vorbit cu soția lui și a spus că este spre bine și că e îngrijit foarte bine, pentru că nevasta lui îl iubește foarte mult și are grijă de el. Treceți pe la dânsul, aveți timp să mergeți pe acolo, să-l vizitați? Păi n-am când să mă duc, el e la Bârzava, tocmai în Arad, n-am cum să mă duc, dar am zis odată în câțiva colegi cu o mașină și să mergem să-i facem o vizită. Am citit undeva că ați spus, după ce ați împlinit 52 de ani, că ați acceptat de la această vârstă în sus orice provocare. Care ar fi cea mai mare provocare pentru dumneavoastră de acum încolo? Nu știu că cea mai mare provocare. Depinde de cel care mă provoacă. Știi? Dacă îmi spune orice, eu pot să fac, dar în limita posibilităților și în limita timbrului meu vocal. Și asta nu se pot cânta. Sunt acasă, îmi fac fel de fel de nebunii. Cânt, am un microfon din ăla care e pentru copii, care așa este extraordinar. Atâta reverb frumos are și zic, bă, ce bună sunt, nu se poate. Dar dacă vă provoacă la sporturi extreme, eu știu, să faceți un karting sau să săriți cu parașuta, acceptați? Nu, asta nu. Nu că mi-e frică și nici operație nu mi-aș face pentru frumusețare că mi-e frică, dar nici n-am nimic împotriva celor care își fac să arate foarte bine, numai să recunoască. Pe plan muzical, ce ne pregătiți acum în această Pe plan muzical, mă mulțumesc pentru întrebare, pe plan muzical am acum 4 melodii foarte frumoase pe care mi le-a compus Răzvan Mitoceanu, le va orchestra frații Ștefănesc de la Chișinău și am niște texte extraordinar de frumoase și asta vreau să mă întrebați, că eu merg în continuare, eu merg spre tinerețe. Bă, e ciudă? Să nu vă fie ciudă, că eu merg spre tinerețe și că vreau să aduc noutăți publicului care m-a făcut ceea ce sunt și că nu trebuie să trăiesc din amintiri și în momentul când voi avea pus la punct melodiile, o să vin la voi și o să-l cânt în premieră. Noi abia vă așteptăm, dar ascultați și alt gen de muzică? Da, bineînțeles că da. Sunt la curent cu absolut orice. Chiar dacă nu... Vă place așa din partea cealaltă a baricadei? Toți soliștii de muzică ușoară îmi plac, toți soliștii care, bine, sunt fan Andra, că mi-e dragă, Delia, adică sunt voci extraordinare. Ați face un duet împreună? Da, dar nu, că prea să obișnuiești, bă, duet ăla cu ăla, nu mai știi nimic. Știi că înainte spuneam, băi, românii erau cu români, nemții cu nemții, acum noi ne-am amestecat cu negri, cu tot fel de naționalități, că nu mai știi care e român. De asta zic că e bine să ne păstrăm decența, să păstrăm, cel puțin noi, soliștii de folclor, să ne păstrăm cântecele noastre din zona respectivă și să nu facem rabat, adică și prin stomacul nostru trece foamea, dar nu trebuie să cântăm orice. Mulțumesc tare mult! Cu plăcere! Aveți niște ochi, deci m-ați hipnotizat, nu știam cum să mă mai uit. Mulțumesc mult! Nu-s frumoasă, nici n-am fost om frumos din minte, am spus.